Cartea Chiar și Îngericat de Santa Brown, capitolul 21. Baie în pat, cu ochii holbați, Banel îl urmări cum se duce la măsuța de toaletă și se întoarce cu un lighean cu apă caldă și două prosoape moi pe care le așeză pe noptieră. A plecat deasupra ei, Jack îi privi fața cercetător, apoi întinse mâna și l-atinse vârful nasului ei obraznic cu vârful degetului zâmbind. Ți-am spus vreodată ce am crezut de fapt despre tine noaptea aia, în graj? Tăcută, Banner clătină din cap. Tăcerea pusese stăpânire pe casă. Se auzea doar sunetul respirației lui, fâșuitul hainelor când se mișca și sunetul aspru fascinant al vocii lui. Că ești o femeie dată dracului. Nu multe ar veni la un bărbat să-i spună ce ai spus tu. Ai fost șocat. Da, recunosc. Pentru mine, tu ai fost întotdeauna micuța Banner. Fetița băiețoasă și drăguță cu cosițe dezordonate și genunchii juliți. Chiar și în ziua cununiei tale, tot așa te vedeam. Jack își așeză vârful degetului pe gropița din bărbia ei și îl lăsă apoi să alunece pe mijlocul gâtului până spre bază. Dar în noaptea aia te-am văzut într-o lumină nouă. Erai femeie în toată puterea cuvântului. Știam că nu te-aș mai fi putut lua vreodată drept altceva. A fost un ea să trăiesc lângă tine și să-mi amintesc noaptea aia. O regret. Jack zâmbi strâmb, dar mi-a și plăcut, făcându-mă să doresc de 1000 de ori să se mai repete. Se aplecă spre ea și o sărută. Sărutul lui fusese delicat, dar posesiv. Gura lui se așeză peste gura ei, despărțindu-i buzele pentru ca limba lui să pătrundă gingaș între ele. Când Jack își înălță capul și când se uită la ea, ochii lui Banner scânteiau. Vrei să-mi scot cămașa de noapte? Nu, răspunse el zâmbindu-i blând. Eu vreau să ți-o scot. Inima lui Banner parcă-i sări din gât, când mâinile lui se apropiară de partea de jos a cămășii ei de noapte, care avea un șir de nasturi care se întindeau de la gât până mai jos de talie. O îmbrăcase și o încheiase la nasturi când ea era inconștientă, chiar și acum se înroșea la gândul acesta. Degetele lui sprintenele îi deschiară nasturi, dar nu desfăcură cămașa de noapte. Ochii lui urmăriră fâșia îngustă de piele ce se vedea prin deschizătură, dar nu atinse, în schimb îi spuse. Poți să te ridici fără să te doară? Banner se înălță înșezut. Jack se postă în spatele ei pe colțul saltelei, așa cum făcuse în ziua când îi periase părul, își așeză mâinile pe umăriei și coborâ cămașa de noapte centimetru cu centimetru peste umeri, apoi în jos, de-a lungul brațelor. Banner își eliberă brațele de mâinecile lungi, dar își ținu țesătura fragilă de batist broda peste sâni. Jack trase ușor de vășmânt în jos, până la prima ridicătură ușoară a șoldurilor ei sub talie. Pielea lui Banner era splendidă în lumina lămpii aurie și moale. Jack cufundă cârpa în lighean, apoi o stoarse. Îndepărtându-i părul, așeză cârpa pe umărul ei și o spălă cu mișcări încete, circulare, măsurate, apoi în sus și în jos toată lungimea spatelui, până la cele două adâncituri gemene deasupra fiecărei fese. Capul lui Banner atârna într-o parte, părul căzându-i în față într-o cascadă neagră peste unul din umeri. Îți place? Da, șoptia. Jack mări presiunea, îndepărtând prin masaj toată amărăciunea pe care aduna cineva stând zile întregi, inactiv, bolind în pat. Jack schimbă cârpa de spălat cu una uscată și își șterse pielea până când fu din nou uscată și strălucitoare. Gâtul ei era la spate, prea vulnerabil pentru ca Jack să reziste. Aplecându-se înainte, îl cuprise talia cu brațele și își așeză buzele pe pielea ei catifelată. Ești atât de frumoasă, șopti el, dezmierdându-i urechea cu vârful limbii. Gura lui se undui în jurul gâtului ei, în sus pe obraz, căutându-i gura. Capul lui Banner se lăsă pe spate, pe brațul lui iar el o trase în jos, o înclină pe spate, ajungând jumătate peste genunchii lui și jumătate pe pat. O sărută flămând, trimițându-și limba adâncând fagurile de miere al gurii ei. Pe măsură ce sărutul se intensifica, Jack se răsuci ușor până când Banner ajunse din nou pe perne. Degetele ei țineau strâns cămașa de noapte adunată peste sâni, dar nu de frică sau din modestie, ci din pasiune. Banner îi mai voia gura, când Jack o săruta. Simțea sărutul cu tot trupul ei. Senzațiile alergau de-a lungul fiecărui nerv, o mângâiau peste tot, o înțepau, o ardeau. Lumea, cu toate problemele ei, se dizolva.
Fu învăluit într-o mantie de extaz din care adversitatea era exclusă și unde Jack era stăpânul și dătătorul întregii bucurii. Dar Jack mai cufundă încă o dată cârpa în lighean, îi spălă gâtul și pieptul, fără să meargă dincolo de cămașa de noapte pe care Banner încă mai strângea peste sâni. Îi ridică unul din brațe și îl frecă cu cârpa, pe toată lungimea lui suplă. Celălalt braț a avut și el parte de același tratament meticulos. Spre supărarea ei, Jack o spălă chiar și la subsoară. Cu pudoare, Banner își întoarse capul. Fiecare parte din tine este frumoasă, Banner, îi șopti el, să nu-ți fie rușine. După ce o șterse din nou, îi ridică una din mâini la buze, îi sărută palma, fiecare deget, apoi o făcu să tresară, închizându-și buzele în jurul degetului ei mic și sugându-l. Dinții lui se îngropară cu finețe în pernița de carne despre care Banner nu știuse până atunci că era atât de sensibilă. Jack, țipătul era ușor alarmat. Mângâierea neașteptată produsese explozii mici în partea de jos a corpului ei. Râuri de senzații se răsuceau prin sâni, întărindu-i sfârcurile. N-ar fi gândit niciodată că vârfurile degetelor erau în legătură cu acele părți ale corpului care vibrau cald. Acum Jack îi săruta încheietura mâinii și buzele lui începură să urce pe braț. Își deschise gura peste partea din interior a cotului și Banner simți voiciunea umedă a limbii lui. Își răsuci brațul așa încât partea din interior să fie accesibilă buzelor lui care o mușcau cu finețe. Dinții lui se îngropară încet în carnea dulce și moale. Banner gemu. Jack îi captă geamătul cu un sărut irezistibil care începu de la gura ei și se prelunge în jos, pe gât și pe piept, cu o serie de atingere scolitoare. Jack se ridică. Ochii lui erau extrem de albaștri când privi în ochii ei. Încet, Jack îi dădu mâinile în lături. Aerul mai rece îi mângâia pielea fierbinte când Jack îi ridică cămașa de noapte de pe sâni. Doamne, Banner, spuse-l cu o voce răgușită, ești foarte frumoasă. Ceea ce văzuse doar la lumina lunii era sub strălucina unduitoare a lămpii, atât de drăguță, atât de albă, atât de trandafirie, atât de perfectă. Cu finețe, Jack îi ridică brațul drept și îl îndoi deasupra capului, apoi pe cel stâng, astfel încât ambele brațe îi încadrau acum capul. Mâinile lui Banner stăteau deschise, vulnerabile, cu degetele ușor îndoite spre palmele lipsite de apărare. Sânii erau de asemenea dezgoliți, o pradă ușoară. Dar lui Banner nu era frică. Stătea liniștită și lăsa să o privească. Jack nu își lua ochii de la ea decât atât că să umezească din nou cârpa. Apoi o spălă, trecând cârpa ușor peste rotunjimile sânilor ei, peste sfârcuri, peste locul neted dintre sâni. Cu cealaltă cârpă o șterse. După ce termină, o admiră cum își admiră un artist cea mai bună lucrare a vieții lui. Nu-mi vine să cred că stau așa cu tine aici. Mă simt atât de bine. În orice clipă m-aș aștepta să se năpustească cineva aici și să mi tăia. Nu m-aș duce, Jake. Niciodată nu m-am simțit atât de bine cu o femeie, Banner, atât de liniștit și de împăcat. Mă culcam cu ele, le foloseam trupurile, dar nu simțeam plăcere. S-ar putea să nu fiu în stare să o fac cum trebuie, cu dragoste. S-ar putea să fiu prea bătrân ca să învăț acum, dar aș vrea să încerc. Lasă-mă să mă joc cu tine. Banner simți cum dragostea îi umple inima atât de mult încât dăpă din afară, tot așa ca și ochii care revărsau lacrimi de profundă emoție. Era într-adevăr pentru Jack mai mult decât târfele pe care le avusese. Nu îi spusese că o iubește, dar vorbise de dragoste și asta era pe aproape. Fiecare din mâinile lui îi acoperi un sân și îl modelă ca să îi se potrivească în palmă. Îi strânse făcând din ei două globuri gemene, simbolul feminității. Banner, Banner, văzu buzele lui Jack mișcându-se, dar abia dacă ieșea un sunet din gură. Asta înseamnă că mă placi? Întrebă ea timidă. Dacă te plac, râse el încetişor. Da, te plac. Ochii lui coborâră din nou asupra sânilor ei, pe care degetele lui îi mângâiau acum cu gingășie. Se mira de pielea ei fină și de felul în care sfârcule răspundeau mânghierii lui. Când acestea devenire ca două pietricele de catifea, Jack își coborâ capul. Banner fu transportată de la prima atingere a buzelor lui. Se născuse pentru acest moment, pentru ca să-i ofere plăcere acestui moment lui Jack, ca pe un dar, pentru că asta și era. Sunetele scoase de la el
erau scâncete de foame și satisfacție, suspine de așteptare și liniște, gemete de dorință și împlinire. Capul lui Banner se adâncea în pernă cu fiecare rotire a limbii lui abile. Ușoara mușcătură a buzelor lui atins o coardă sensibilă a inimii ei de femeie. Dorința fierbinte îi provoca durere. Banner își coborâ brațele și își trecu degetele prin părul lui. Era o plăcere să-l simtă atingându-i pielea. Senzațiile pe care Jackie le provoca erau intense. Locul acela dintre pulpele ei se topea de dorință. O durea, pulsa de plăcere. Banner îi simți tremurul membrelor și știu că și chinul lui era la fel de mare. Am nevoie de tine, de atâta amar de vreme, Banner, de ani întregi, de o viață. Jack se ridică și sărută din nou gura. Sălbatic, când se separă, epurizați, Jack îi sărută buzele ușor și își trecu degetele prin părul ei. Banner îl privi scoditor. N-ai decât să... Nu, n-am de gând să... Atâta timp cât ești încă slăbită și există un pericol să-ți faci rău, o sărută ușor pe buze. Dar mi-ar plăcea să te țin în brațe la noapte. Oh, da, șoptia. Jack se ridică din pat și stinse lumina. Banner auzi foșnetul hainelor lui. Când se întinse lângă ea, sub pătură, era dezbrăcat. O, Doamne, îi murmură Jack în păr. În loc să-și aranjeze cămașa de noapte, Banner și-o scoase. Goliciunea lui o mângâia pe a ei. Pulpa e goală, catifelată, o mângâia pe a lui. Ai grijă, se grăbi Jack să-i spună când ea se strădui să se apropie mai mult de el. N-ai cum să-mi faci rău, Jack, șopti Banner, îndoindu-și brațul pe după gâtul lui și apăsându-și buzele la baza gâtului, care pulsa cu putere. Brațele lui o strângeau cu delicatețe, dar cu un preț enorm pentru sănătatea lui. Pentru Dumnezeu, Banner, stai liniștită, spuse el scrâșnind din dinți. Banner se ghemui lângă trupul lui cald și Jack o simți căscând. Noapte bună, Jack, murmură ea somnoroasă. Noapte bună, iubito. În timp ce se gândea la miracolul de a o ține în brațe, se mai produse unul. A dormit. O, Doamne sfinte! Jack sări din pat, înjurând când picioarele lui lungi se încurcară în pături. Merse potingindu-se până la fereastră și se uita afară. Așa cum bănuise, bărbații călare intrau în curte. La un moment dat, în timpul nopții, ploaia se oprise. Un soare slab strălucea pe cer. Banner se ridică cu ochii adormiți. Ceaceafui căzu până în dreptul talei. Dezbrăcată, era tot așa de minunată ca și bărbatul care își trăgea stânga și pantalonii. Ce este Jack? Oamenii au trecut râul. Jack o privi cum stătea așa goală, cu sânii trandafirii și molace și gemul. Dacă află de noaptea asta... Lăsă fraza neterminată și-și trase mâinecile cămășii, luându-și ciorapii, cizmele și smulgând o pătură și o pernă de pe pat, se grăbi în salon și închise ușa dormitorului în urma lui. Așternu pătura pe pat, șifonând-o ca să pară că s-a dormit pe ea. Ajunse la ușă chiar când Jim strigase. Hei, e cineva acasă? Mimând un căscat uriaș, Jack deschise ușa de la intrare. Își cărpină alene pieptul de parcă tocmai atunci ar fi trezit. Nu era chiar atât de neobișnuit să găsești un bărbat dimineața de vreme, fără cizme și cu cămașa deschiată. Vorbiți mai încet, îi avertise încruntându-se. Privind peste umăr spre ușa închisă a dormitorului, Banner le lăsă celor trei călăreți timp suficient ca să observe canapeaua. Apoi păși pe verandă și închise ușa în urma lui. Vorbind încet spuse, Banner a fost foarte bolnavă. Bolnavă? Randy vorbi primul și el și ceilalți rămăseseră fără grai când îl văzuseră pe Jack apărând din casa lui Banner. Trei perechi de ochi îl priveau cu suspiciune. A trebuit să-l aduc pe doctorul Hay din oraș. Apendicele ei era gata să se deschidă. A operat-o și l-a scos. E al dracu ce spui, murmură Peter, uluit privind înapoi spre casă. Și a ei nici măcar nu știu? Nu puteam să-i anunț decât dacă găseam un loc pe unde să trec râul și mi-era frică să o las singură atât de mult timp. Jack clătină din cap, strânindu-le compasiune. I-a fost foarte rău, nici nu pot să vă spun cât de rău, credeam că o să o pierdem. Cei trei covoi erau mâcniți, se gândiseră la ce putea fi mai rău, când îl văzură pe Jack ieșind din casa lui Banner, dar acum Jack le spunea că dacă n-ar fi fost el, Banner ar fi murit. Cât se poate de abătut? Pete întrebă. Putem să facem ceva pentru ea? Nu, doar să curățiți locul ăsta după ploaie.
Ați mai pomenit în iunie atât de umed? Eu nu, spuse Jack, abătându-le atenția spre o conversație despre ploaia neobișnuită. Cum ați reușit să treceți râul? Au reparat podul azi noapte. Nu-i mare lucru, spuse Pete, scuipând zeamă de tabac în noroiul din curte, dar e de ajuns ca să treacă un om călare. Rost o să vină mai târziu, da? Răspunsul lui Jack era de un cal studiat, dar inima îi tresări speriată. Eu mă duc înăuntru să văd ce face Banner. Voi vedeți ce face Stormy. Dați-i ceva de mâncare și pune șaua pe el. O să merge să vedem gardurile să ne asigurăm că nu sunt stricăciuni. Jack zâmbi, simțindu-se învingător acum. Ar trebui să vedeți Cireada, cele mai frumoase vaci și cei mai gălăgioși boi pe care i-ați văzut vreodată. Randy Kiwi, unde sunt? În oraș. O să-i aducem acasă mâine. Să mai lăsăm pământul să se usuce încă o zi. Acum că primiseră instrucțiunile, cowboy se îndreptară spre grajd. Jack se întoarse înapoi în casă și o găsi pe Banner, învârtindu-se în fața ușii dormitorului. Părul era încă în dezordine, dar răsuflat văzând că își pusese pe ea o rochie. Chiar și cu ochii umflați de somn, arăta teribil de atrăgătoare și era al naibii de tentantă, iar lui Jack îi displăcea gândul că își riscase slujba și viața ținând-o toată noaptea în brațe. Cum te simți?" o întrebă el brusc. Lăsând la o parte faptul că era sexy, era la fel de inocentă ca un bebeluș. Jack se simțea tot atât de dezgustat ca un pervers care a molestat copiii și, fără îndoială, asta ar fi crezut și Ross despre el. Bine, e sigură. Măcar odată judecase înainte de a face ceva. Noaptea trecută ar fi putut-o avea, dar nu avusese. Dacă ar fi avut-o, poate că trupul lui nu l-ar fi făcut acum să treacă prin chinurile iadului. Excitația asta, imposibil de controlat, îl făcu să enerveze pe ea, dar și mai mult pe el însuși. Da, sunt sigură, Jack, ce s-a întâmplat? Banner făcea eforturi disperate să-i ascundă lacrimile gata să izbucnească. Gâtul o durea de efortul de a-și le reține. Se așteptase ca el să fie tot atât de delicat, de calm și de iubitor ca și timpul nopții. În loc de asta, se încrunta furios. Era prea familiarizată cu expresia închisă, dură de pe fața lui, ca să nu se înspăimânte. Nu s-a întâmplat nimic rău, dar Ross vine încoace. Jack își încălță cizmele, Banner îl privi tăcută în timp ce își îmbrăca jambierele. Își încheia cămașa, o băgă în pantaloni, își punea vesta de piele și își lega o bandană în jurul gâtului. Tata? Întrebă ea cu o voce ascuțită. Da, tata. Și acum, pentru Dumnezeu, pune-ți pe tine o cămașă de noapte și bagă-te în pat. Dacă avea de gând să-i vândă lui Ross povestea despre cât a fost ea de bolnavă, atunci neapărat trebuie să arate slăbită. Jack se duse la bucătărie și făcu un zgomot absolut inutil când fierse cafeaua și prepară fulgii de ovăz pentru Banner. Când i-a aduse totul, observă obiectele de berberit împrăștiate pe măsuța ei de toaletă. La dracu! Le strânse pe toate la piept și le cără în salon. Le îngrămădi deasupra celorlalte lucruri ale sale, sperând să-l poată convinge pe Ross că trăiseră aproape, dar separat. În timpul acelor drumuri, în și afară din dormitor, Banner nu-l privi. Îi evită privirea și nici măcar nu se uită în direcția lui cât timp luă micul dejun, într-o tăcere ursuză. Fără îndoială, se simțea rușinată și părea rău că îl invitase să împartă patul cu ea. După ce se asigură că nu rămăsese nicio urmă a prezenței lui acolo, ieși din camera ei și se îndreptă spre bucătărie. Rămase acolo chiar și atunci când îl văzu pe Ross venind călare. Banner! Vocea lui de bariton tună în toată casa, reamintindu-i lui Jack de furia fulgerătoare a lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Aici, tată! Jack îi auzi slab răspunsul. Încă mai ești în pat, leneșo? Asta a fost tot ce auzi Jack după ce urechile lui percepură pașii lui Ross traversând salonul spre dormitor. Jack rămase în bucătărie și își sorbi cafeaua. Când termină, așeză ceașca pe scândura de uscat și, adunându-și tot curajul, se îndreptă spre dormitor. Nu mi-aduc aminte prea multe după asta, spune Banner, când Jack întocmai intră în cameră. Ross ședea în scaunul de lângă pat pe care stătuse Jack nu de mult, a plecat înainte, cu ochii ațintiți pe fața fiicei lui. Îi cuprinsese amândouă mâinile între mâinile lui. Sprâncenele lui erau coborâte într-o încruntare aspră. Următorul de lucru de care mi-aduc aminte, continuă Banner, este că m-am trezit și Jack
spuse, ațintindu-și ochii spre el, care stătea în cadrul ușii, mi-a spus că mă operase doctorul ca să-mi scoată apendicele. A avut grijă de mine în tot timpul ăsta. Rusul își întoarse capul în direcția în care privea Bandel și îl văzu pe Jack. Se ridică în picioare și se apropie de el. Când era la numai câțiva pași de bărbatul mai tânăr, își ridică brațele. Jack trebuie să facă un efort să nu leșine. Dar Ross abia dacă își lăsă mâinile pe umerii lui Jack, spuse un mulțumesc din suflet. Jack ridică ușor din umeri. Nu mulțumi încă, Ross, ar putea să-ți fi făcut niște necazuri. Șarlatanul ăla avea de gând să o lase să moară. Spunea că nu crede în deschiderea abdomenului. L-am amenințat cu pistolul și i-am spus că-l omor dacă nu operează. Buzele lui Ross se subțiară sub mustața groasă. Și eu aș fi făcut același lucru. Jack dădu din cap. Așa m-am gândit și eu. Am tot încercat să-l izgonim pe hoie din oraș de multă vreme. Există un doctor nou. Da, dar era plecat din oraș, n-am avut de ales. Nu-ți face griji, o să mă ocup eu de doctorul Hay, dacă se plânge cumva. Ross se întoarse spre pat. Doamne, prințesă, nu-mi vine să cred că ai trecut prin toate astea, fără ca mama ta și cu mine să avem grijă de tine. Lydia o să facă o criză de nervi când o să afle. A vrut să vină să te vadă azi dimineață, dar așa cum știm cu toții, apa o terorizează și n-ar trece râul pe un podeț în ruptul capului. Clancy Russell, fratele vitreg al Lidiei, îl provocase teama de apă. O aruncase într-un râu când era mică și aproape că o lăsase să se nege înainte de a o trage afară. 20 de ani, Ross își dorise să-l fie omorât el pe Russell. Spera să-l găsească pe ucigașul lui Clancy înainte de a muri, ca să-i mulțumească. Jack a avut foarte mare grijă de mine, spuse Banner încet. Ross îl privi pe Jack. Îți sunt recunoscător, Jack. I-ai salvat viața lui Banner. Jack ridică din nou din numeri, indiferent și ieși din cadrul ușii. Ross, ne cunoaștem de multă vreme. Dacă am începe să ne mulțumim unul altuia pentru toate serviciile, am sta aici toată ziua. Eu trebuie să mă ocup de treburile fermei. Gândindu-se pe bună dreptate că Banner rămânea pe mâini bune, plecă, oprindu-se mai întâi în salon, ca să-și ia restul lucrurilor lui de cowboy, un lasou, o pereche de mănuși, de piele, pantalonii de cowboy, pintenii și pălăria. Banner auzi ușa de la intrare închizindu-se în urma lui. Nici măcar nu se uitase la ea înainte de a pleca. Nu își luase la revedere, nici nu-i făcuse semn cu mâna nimic. Era oare chiar atât de bucuros să scape de responsabilitatea de a îngriji? Sau apariția lui Ross îi reamintise de femeia de dincolo de râu? Cea pe care o iubea cu adevărat, nu mai putu reține lacrimile care îi se adunaseră în colțul ochilor și pe care tatăl ei le observă. Ross se așeză pe marginea patului și o strânse în brațe. Micuța mea, prințesă, încă te mai doare? Încă mai durea, dar altfel decât își putea imagina Ross. Se ghemui între brațele lui, ascunzându-și fața. Mă simt bine, tată, și mă bucur foarte mult să te văd. Mi-a fost dor de voi toți, foarte mult. Povestește-mi ce mai e nou la Riverbend. Ross rămase cu ea cea mai mare parte a dimineții, umblând de colo-colo, cărând, creându-i o stare de agitație și enervându-o cu neîndemânarea lui. Nu era sora ideală, dar eforturile lui de a o ajuta erau pline de dragoste. La prânz o lăsă să tragă un pui de somn și se întoarse la Riverbend. Când Lydia și Ma aflară despre cele întâmplate, începură să se învârtească prin casă ca două cicloane. Înainte de lăsarea serii, Mitchia și Lev fură încărcați cu mâncare și însărcina să nu scape cumva în râu în timpul traversării. În ciuda fricii ei de apă, Lydia vrut să meargă la Banner, dar atât Ross cât și Ma o convinseseră că podețul nu era un loc prea sigur de traversare și, ca să evite o nouă catastrofă în familie, era mai bine să rămână acasă. Ross o asigură de mai multe ori că Jack avusese foarte mare grijă de fica lor. De îndată ce-i văzu pe băieți în siguranță pe partea cealaltă a râului, Ross se duse la Larsen. Se consultă cu inginerii despre construirea unui pod, de data asta cu suport de oțel. Voia să fie gata cât se putea de repede. De frică să nu sfârșească treaba începută de Jack, dacă ar fi ieșit doctorul Haight în față, lăsă banii pentru tratamentul lui Banner în cutia lui poștală. Banner își peria părul când îi bătu ușor în ușa dormitorului ei. Banner, întrebă el încet. Banner deschise ușa și Lee aproape căzu înăuntru.
Credeam că stai la pat, spuse el arțăgos, când și ea și Mica izbucniră în râs. Stau, sau mai degrabă am stat, dar acum mă simt mai bine. Mă bucur că vă văd. Chiar te-ai tăiat felcerul ăla bătrân? Întrebă Mica nedelicat. Să știi că da, sau așa mi-a spus Jack, am o cicatrice ca dovadă. Vreți să vedeți? Întrebă Ian. Amândoi tinerii, știind cam pe unde este apendicile în corpul uman, se înroșiră până la rădăcina părului și Bane râse din nou. N-ar trebui să fii în pat? Întrebă Lee. M-am săturat de camera asta, strigă ea supărată. Îmbrăcase o roche de mătase de culoarea piersicii, care făcea parte din zestre. Decolteu adânc și mâinicile erau tivite cu dantelă. Își periase părul până când îi ajunsese strălucitor capana corbului și își pusese puțină culoare pe obrajii palizi. Nu cred că o să te doară dacă ești puțin pe verandă, ca să stăm de vorbă, spuse Mician, uitându-se la Lee, ca să-i ceară părerea, dar obținând doar o clătinare din cap în semn că acesta era de acord. A putea să aducem balansoarul aici, pe verandă. Dacă stai la umbră, nu o să-ți fie așa cald. Ochii lui Banner se aprinseră. Asta ar fi minunat. Solicitudinea lor era exagerată și prin aceasta comică, dar și enervantă, punându-i răbdarea la încercare. Vrei să-mi iei pătura aia din poală? Spuse Banner iritată, dându-o la o parte când Lee încercă să-i înfășoare cu ea genunchii. N-am reumatism. Dacă nu le spunem Lidei și lui Ma, la întoarcere, că te-am tratat ca pe o regină, o să ne ia dracu, se apără Lee, dar privirea poruncitoare a lui Banner așeză pătura peste balustrada verandei. Sunteți într-adevăr foarte atenți și apreciez asta, spuse Banner pe un ton mult mai blând. Iertați-mă dacă sunt ursuză, asta e din cauza că am stat atât de mult timp închisă în casă. M-am săturat să fiu invalidă. Te cred, spuse Mician înțelegător. Nu mai cunoscuse până atunci pe nimeni care să fi făcut o operație mai complicată decât o extracție de tară sau a unui glonț. O privea pe Banner cu nou respect. Vă mulțumesc că ați adus toată mâncarea asta. Nici nu știu cum o să mănânc pe toate. E și pentru Jack. Da, Jack. Inima îi se rupse în două la gândul diferenței pe care o afișase el în dimineața aceea. Dacă tu veni vorba de mâncare, e aproape ora cinei, spuse Lee. Să știi că da, spuse Banner zâmbindu-le din nou. O să fiu mult mai liniștită dacă traversați podețul ăla de care am tot auzit vorbindu-se, cât mai încă lumină. Sper că tata să nu reconstruiască podul până n-am și eu ocazia să traversez podețul ăla. Când plecară, băieții încă mai râdeau. Puteau să le raporteze celor de la Riverbend că Banner trecuse, poate printr-o încercare grea, dar redevenise la felul vechi de a fi și voia să treacă râul pe podeț. Banner încă mai ședea în balansoarul de pe verandă când Jack și cei trei argați intrară călări în curte și își opriră caii la marginea verandei. Ce faci aici?" întrebă Jack fără nicio altă introducere. Ia o gură de aer proaspăt," spuse ea repede. Jack era vexat ca Banner ședea în fața celor trei bărbați îmbrăcat într-o roche care ar fi căcut să moaie chiar și inima celui mai rezistent bărbat. Arăta extrem de feminină, ușor de atins, cu pielea strălucind în razele soarelui și cu părul ridicat de vânt. Soarele ce apunea formase un nim în jurul capului ei. Bărbații îi vorbire politicos și o întrebare cum se simțea. Randy, îndrăznesc din fire, alunecă din șa și urcă pe verandă, ținând un buchet de trandafiri în mâna înmănușată. Mă bucur că ești afară, Banner. Trandafirii ăștia au fost destul de curajoși și să scoată capul astăzi după toată ploaia asta. Voiam să-l rog pe Jack să ți dea. Acum pot să ți dau chiar eu. Încântată, Banner se întinse după flori, duse buchetul la nas și le mirosi cu delicatețe. Mulțumesc, Randy, sunt foarte frumoși. Banner îl blagoslovi cu un zâmbet atât de cuceritor încât îl făcu să se împleticească atunci când coborâ scările. Jack își încleștă fălcile. Banner știa foarte bine că era extrem de atrăgătoare, așa cum ședea acolo, înfășurată în dantelă și îmbăiată în razele soarelui. O făcuse ca să-l scoată pe el din sărite și își juca rolul pe de-a întregul, arătând la fel de vulnerabilă și de fragilă ca și trandafirii ăia furisiți pe care ar fi trebuit să-i culeagă chiar el. Mâine o să avem o zi grea. Ne întâlnim în zori. O să mergem la Larsen să aducem înapoi cireada. Cei trei coboi înțeleseră din cele spuse de Jack că primiseră liber de la șef.
Își scoase pălăria în fața lui Banner și plecară. Copitele cailor lui ridicară nori de noroi uscat. Jack descălecă. Banner se ridică în picioare. Pentru prima dată în ziua aceea se priveau unul pe celălalt în ochi. Cum te simți? Întrebă Jack într-un târziu. Mai bine, mult mai puternică. Te mai supără operația? Banner dădu din cap în semn că nu și se îndreptă spre ușă. O să pregătesc masa până te speli. Nu-i nevoie, Banner. Banner se răsuci spre el furioasă. Mamele noastre au trimis destulă mâncare ca să hrănim o armată. Ai putea să mănânci și tu. După această invitație, lipsită de ceremonie, Banner intră în casă, trântind ușa de la intrare după ea. Jack intră în bucătărie prin ușa din dos după ce terminase cu Stormy și se spălase. Atmosfera din bucătărie era încărcată de ostilitate. Banner îl privi, dar nu-i vorbi. Jack se uita insistent la trandafirii care fusese răpuși într-o vază așezată în centrul mesei, așa încât să atragă atenția. Petrecuse atâta timp în bucătărie în ultimul timp, gătind pentru ea, încât se simțea ca acasă acolo. Se îndreptă spre sobă și își turnă o ceașcă de cafea. Sprijinindu-se de chiuveta uscată, Jack își sorbi cafeaua. Furtuna n-a făcut pagube foarte mari, dar pământul o să mai rămână îmbibat cu apă încă o vreme în locurile umbrite. Vă duceți mâine să luați cireada? Da, dar caii vor trebui să rămână la Riverbend până când se construiește podul cel nou. Spuse Banner suspinând, tot n-o să pot călări o vreme. Văd că n-ai glumit în legătură cu mâncarea, observă Jack. Câteva coșuri acoperite cu șervete erau împrăștiate prin bucătărie. O să mâncăm friptură de găină în seara asta. Mitchell a spus că Ma a tăiat-o chiar azi dimineață. Că tot veni vorba, a întrebat de tine. I-am transmis salutări din partea ta și l-am rugat pe Mitchell să-i spună că ești bine. Banner se uită la el cu ochii întrebători. Jack se mulțumi să dea din cap și mai luă o înghițitură de cafea. Banner se întoarse la corvada de a pune mâncarea pe masă. Coșurile conțineau borcane cu legume și fructe conservate, un jambon, o oală de lut cu fasole, murături, câteva pâini, un tort și prăjiturele pudrate cu zahăr, așa cum îi plăceau lui Banner. Le gustase deja și se topiseră în gură ca untul. Numai Ma era în stare să le coacă așa, dar plăcerea pe care i-o dăduse, mâncarea minunată ce făcea să-ți lase gura apă, era diminuată de reticența lui Jack. Banner îl studia pe sub gene. Nu își dăduse jos pantalonii de coboi. O deranjau. Apărătorile de piele fluturau în exteriorul picioarelor când mergea, dar acolo, unde îi se lipeau de șoldurile netede, se potriveau cu o precizie ce atrăgea atenția. Deschizătura îi încadra sexul, atrăgându-i o privire, sublinind proeminența pantalonilor. Gândindu-se la felul cum o ținuse în brațe cu o noapte înainte, simți un gol în stomac atunci când privi acel loc. Enervându-se pe sine, pentru că își amintise atât de bine ceva ce evident uitase, izbuni într-un potop de cuvinte violente. Ai fi putut măcar să-ți dai jos pantalonii înainte de a veni la masă. Te deranjează? Da, o deranja, dar nu cum credea el. Lasă-i acum, n-are nicio importanță. Nu, nu, spuse Jack pe un ton conciliant, desfăcându-și catarama din tale, apoi șnurile din jurul picioarelor. Nu vreau să o supăr pe prințesă. A zvârlit pantalonii pe podea, lângă ușă, și se așeză pe unul din scaunele de la masă. Banner își puse mâinile în șolduri și-l privi încruntată. De ce te porți așa de urât cu mine? Noaptea trecută n-a semnat nimic pentru tine? Săptămâna asta n-a schimbat oare nimic între noi? Jack o privi surprins. Eu? Tu nici măcar nu te-ai uitat la mine azi dimineață. Pentru că tu nu te-ai uitat la mine, erai arțăgoș și morocănos. Te purtai de parcă ai fi dorit să dispar. Ia stai puțin. Jack se întoarse spre ea furios. Tu te purtai de parcă ți-ar fi fost rușine că ai dormit cu mine în pat. Sunt sigur că te crezi murdărită, că prințesa de la Riverbend s-a înjosit dormind lângă unul din argați. Banner fu cuprinsă de furie. Ochii ei aruncau fulgere. Ah, exclamă ea bătând din picior, ești cel mai enervant bărbat. Îmi vine să te omor când te văd atât de prost. Te iubesc, Jack Lanston, te iubesc. Lacrimile străluceau ca diamantele în ochii ei. Trupul îi era stăpânit de emoție, așa cum stătea dreaptă, cu mâinile încă bine înfipte în șolduri. Arăta formidabil, mai bine ca oricând, și dorința de a răspândi prin trupul lui Jack ca lava incandescentă.
Cu o mișcare rapidă, brațul lui țâșni și cuprinse talea, trăgându-o spre el. Apoi îi încoloci în mijlocul și își coborâ capul spre sânii ei. Adevărat, Banner, adevărat! Vocea era ascuțită, ca dinții unui fierăstău. Vedea din străfundurile sufletului său, străbătând prin lacrimi de deziluzie și disperare, deznădejde și amărăciune, reproșuri și regret. Banner se apleca asupra lui, acoperindu-l cu părul ei. Îi cuprinse-l capul, dracu, brațele și-l strânse. Da, Jack, adevărat, cum de nu ți-ai dat seama? Jack își înălță capul și dacă ochii lui incisivi au cerut vreodată adevărul de la cineva, o făcuseră atunci. Răspunsul găsi în strălucirea ochilor ei de tigru. Mâna lui cuprinse ceafa. Își adânci degetele în părul ei și îi trase capul în jos pentru un sărut care le secătui sufletele. Era un sărut dur, aproape brutal din cauza patimii. Banner, Banner! Jack îi eliberă gura și își cuibări fața sub bărbia ei, apoi gura lunecă în jos fierbinte și umedă pe pielea ei. Îi dezlegă și returile rochii și, așezându-și mâinile pe sânii ei, dădu mătasea într-o parte. Banner purta pe dedesubt o cămășuță. Materialul subțire nu îi ascundea deloc frumusețea. Sânii ei, cu cele două pete întunecate care îl chemau, împungeau cesătura, invitându-l fără sfială. Jack o mângâia, plimându-și mâinile pe bustul ei într-o atitudine de venerație, dar prea sălbatică pentru a fi religioasă. Capul lui se cuibări la pieptul ei, ca un copil ce caută hrană. Corpul ei răspunse, își arcui spatele și se oferi gurii lui flămânde, care o mușcă ușor, apoi o sărută la întâmplare cu o foame păgână. Banner își ridică un genunchi până la marginea scaunului și l-apăsă între picioarele lui încet, așa încât Jack aproape sări că sări de pe scaun. Jack îi atinse cu limba vârful unuia dintre sân și Banner simți plăcerea străbătându-o ca o sărgeată. Capul îi se lăsă pe spate, părul îi se revărsă în jos, liber și sălbatic. Mâinile îi deschiau nasturii micuți, perlați, ai cămășuței. Ceea ce făcea Jack cu gura pe sânii ei era o adevărată magie. Mâinile lui alunecară înăuntru rochii și o cuprinseră. O atrase mai aproape de el și o mușcă ușor de talie. Jack se ridică de pe scaun și dădu rochea jos, lăsându-o să cadă pe podea. Apoi o purtă pe brațe prin casa scăldată în lumina amurgului, până în dormitorul invadat de lumina vioie a soarelui care tocmai apunea. O așeză pe pat cu o grijă care contrasta cu felul în care își smulsese cămașa și vesta și le-ar zvârlise pe podea. Își aruncase cizmele deoparte când își eliberase picioarele de ele. Se deschie la pantaloni și se întinse lângă ea privind-o, apoi încet îi atrase corpul spre el. Gurile lor se întâlniră într-un alt sărut sălbatic. Jack își cobori mâna jos de-a lungul corpului ei și ridică marginea cămășuței. Coapsa era netedă sub palma lui. Banner se răsuci pe spate, îi luă o mână și o făcu să alunece în jos peste corpul ei, îndoindu-i palma ca să se potrivească triunghiului feminității sale. Dumnezeule, șopti Jack, ținându-și ochii strâns închiși, simțind nevoia să-i mărturisească micul păcat comis. Azi dimineață când... Da, când m-am trezit, știu. Ochii lui Jack se deschiseră, revărsând un foc albastru peste ea. Știai? Banner în cuvință din pat. Jur că n-am făcut-o cu intenție, Banner. Cred că m-am întins după tine în timpul nopții și... Banner opri șuvoiul de vorbe, punându-i trei degete pe buze. De ce n-ai spus nimic? Întrebă el. Credeam că visezi. Și eu credeam la fel. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi fost bolnavă și tu ai fi știut că sunt trează? Ca acum? Da, ca acum. Jack își trecură mâna între pulpele care se îndepărtară. Degetele lui începură să se miște. Bâșbâiau și căutau, ușor și delicat, până când o găsiră umedă și caldă. Banner îi șopti numele. Jack își coborâ capul și acoperi sfârcul sânului cu gura. Degetele lui lunecând înăuntru ei. Erau la fel de abile ca și limba care îi atingea sfârcul. Ambele activități continuară până când Banner începu să se zvârcolească, încolăcindu-și picioarele pe după trupul lui. Jack se mișcă cu grijă, postându-se între coapsele ei. Ochii lui Banner erau încețoșați, dar îl priviră până în adâncul ochilor lui, când îi simți vârful bărbăției, desfăcând petalele feminității ei. Spune-mi că te doare! Banner negă din cap. Jack o pătrunse, apoi ochii ei rămaseră închiși.
Emoția era prea tumultoasă ca să o poată reține în ea. Jack o umplea. Jack, Jack, tare, puternic, calm, neted, mișcându-se, desmierdându-o. Cu voce șoptită, Jack îi spuse câteva cuvinte. Banner se supuse și îl simți și mai adânc. Mâinile coborâră singure spre șordurile lui. Se strecurară pe sub pantalon și se strânseseră pe fețe. Mușchii nete se ondulau în palmele ei, în timp ce trupul lui se mișca ritmic între pulpele ei. Jack scrâșni din dinți ca să nu termine prea repede. Privi fața lui Banner, încântat de extazul ce îi se citea pe chip. Își iertă păcatul de a se fi culcat cu o virgină neajutorată. Banner era o femeie, femeia lui, mișcându-se odată cu el, răspunzându-i, răsucindu-se sub el și chiar și când, în ciuda controlului lui, simți apropiindu-se climaxul. Banner își deschise larg ochii și se agăță de spatele lui, irostind numele într-un moment de panică, lipindu-se de el cât putu de strâns și se lăsă pătrunsă până în adâncul pântecului. Da, 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 îngână Jack, simțindu-i corpul cutremurat de spasme. Propria lui eliberare fu ca un val fierbinte, amețitor. Vă mulțumesc pentru ascultare și ca de fiecare dată vă rog să vă abonați la canalul meu, să dați un click pe abonare, să-mi dați un like, să-mi dați un mesaj și să apăsați de asemenea clopoțelul pentru o nouă notificare. Pe curând la un nou capitol!